Čiže dám mi vár, myslím, by bylo skrýt Petr, nebo mu to nás vytvá. Sorry. În primul rând, vă spun bine ați venit. Trebuie să recunosc că nu mi s-a mai întâmplat și probabil nu o să mi se întâmple prea curând ca în spatele meu să se afle astfel de personalități. De obicei sunt obișnuit să fiu eu în spatele lor sau cu ochii pe dânsii. Distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of Trigranite Development, we'd like to offer all of you a very warm welcome to our groundbreaking ceremony. For Trigranite, this project is a commitment of a longer term investment program in Romania as part of our future developments. Sper ca în toamna anului viitor clujenii și nu numai întreaga populație care trăiește în județele limitrofe Clujului să aibă acces la servicii de calitate. În calitate de primar al municipiului Cluj-Napoca, doresc să salut grupul Tigranit, grupul Polus, să le urez bun venit la Cluj, se deschide cea mai importantă investiție, se demarează cel mai important proiect, o bancă are sediu central aici și alte lucruri sunt la Cluj-Napoca. Eu le urez succes tuturor celor care au făcut posibil acest proiect, îi vom monitoriza să fim siguri că în octombrie anul viitor îl vor deschide, așa cum au promis, și în rest să auzim numai de bine și să ne vedem și la alte investiții de o asemenea forță în municipiul și în județul Cluj. Domnul Emil Boc și pe domnul Jordan Demer să facă oficiile de introduce acest tub în fundația viitorului complex comercial și de agrement. E mai greu puțin, dar numai la presa intră peste tot. Deci, practic, în acest moment s-a pus că viitorul ceva la aici, că sunt unii în tărnică. Ce merge cu tăță, că-n tropul cu discuție. Interiorul. Și să vă stați și ca amintire. Trebuie să vă stați că ați venit, domnul Boc a cimentat înseamnă un concept nou, asta aduce Polusul, cum să spun, un element mult diferit față de ce înseamnă comerț și ce înseamnă servicii în momentul de față în România. Este cea mai mare investiție imobiliară într-un singur loc. De aceea este cotată la 140 de milioane de euro în ceea ce privește investiția companiei Polus. La asta se mai adaugă între 15 și 20 de milioane de euro investițiile firmelor care de fapt o să fie utilizatorii principali ai facilităților sau spațiilor create de noi. Well, that's the shopping center here, which is basically involves construction costs.
soft costs, architect design, project administration, contingencies, so everything that would be involved in a development of this kind, all the line items, the usual line items, are totaling 140 to 150 million euros. Ne referim în primul rând la prețurile de construcție, aici incluzând prețurile pentru proiectul arhitectural, prețul pentru alte, pentru infrastructură, pentru alte costuri legate de acest proiect și cam această sumă include aproximativ aceste cheltuieli. The infrastructure costs infrastructure, related to the bridge? Infrastructure, yes, land, the flyover, the roadworks. What about the bridge that you said? That's included. Just includes people. Besides the commercial center, what is the next step? What is the next step in terms of investment on this very terrain? In Cluj-Napoca? Yes. To my knowledge, we're going to start with this, and then there will be a second phase to this project, where the potential to do double the size of the retail, do some residential and potentially office buildings, suburban office park. Primul pas, după cum am spus, se referă la acest centru comercial, care în a doua etapă va fi extins, urmând să se construiască aici și un centru rezidențial, spații pentru birouri și așa mai departe. Do you have any future planning related to Romania? And if so, do you have any future planning related to Romania and to Cluj-Napoca in particular? Romania is one of the most important countries for Trigranite's investment program. We see Romania as being the gateway for the European Union to the east when it joins the European Union. We will invest €1 billion in Esplanada City Center in Bucharest. That project will start next year. It'll be 800,000 square meters of office, retail, hotel, residential and culture. We also intend to invest in all cities in Romania in excess of 250,000 people. So Constanța, Timișoara, Ploiești, Brașov and all the other cities that qualify in terms of the population. Once again, we're in the market now. We have a lot of people running around the country looking at sites similar to this one in Cluj, and we intend to continue investing in Romania. România este o țară foarte importantă pentru noi, mai ales în vederea integrării în Uniunea Europeană, și vedem România ca o poartă pentru intrarea în Uniunea Europeană în partea estică a sa. Un alt proiect la care ne gândim este Esplanada City Center din București, care va integra o investiție de aproximativ de €1 miliard, îmi cer scuze. Și de asemenea avem de gând să ne extindem în orice oraș mare din România. Orașe mari mă refer la faptul la populația mai mare de 25.000 de locuitori și vorbesc de Constanța, de Brașov și așa mai departe. La ora actuală avem oameni care investigează piața și care vor găsi noi locații pentru o posibilă expansiune. Could you give us some insights as to the local partners related to the building entrepreneur and to additional? It's really too early to say who the local partners are going to be. Everything will be tendered and analyzed, and groups will be met, and negotiations will take place, and the best price and conditions of every contract will be negotiated and finalized. La actual avem de gând să pornim niște licitații pentru a găsi antreprenorul și constructorul cel mai bun pentru acest proiect și în funcție de aceasta vom demara, vom negocia și vom duce la bun sfârșit acest proiect. It's sure that this project will create over 3,000 jobs, both during construction and in operations, and this project will be built by Romanians. Acest proiect va crea practic 3.000 de noi locuri de muncă, atât în faza de construcție cât și în faza ulterioară de dare în folosință. Și este un proiect care va fi dus la îndeplinire exclusiv prin forțe românești, prin ce oferă piața românească.